Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Continuăm să vorbim despre războiul din Ucraina. Înțeleg că luptele nu se dau doar pe... Da, exact. Pe front. Așa este. Este un război foarte serios și în mediul online, unde este plin de meme, mă rog, de banere în Ucraina și așa mai departe. Plus, s-a implicat și gruparea de hackeri Anonymous, care au mai făcut drăcii. Sunt niște hackeri care mai fac răutăți din când în când și de data asta s-au supărat foarte rău pe Putin. Acum ați de partea binelui. Da, de partea binelui. Și fac o grămadă de răutăți. De exemplu, au declarat război oligarhilor și liderilor Rusiei și Belarusului în momentul ăsta. Ieri, de exemplu, hackerii au capturat identitatea electronică. Ei cu asta se ocupă. Au capturat identitatea electronică a unui iaht despre care se știe că ar fi a lui Putin. Iahtul Graceful, 97 de milioane de dolari. Mai întâi au schimbat codul de identificare. Sunt niște litere care identifică și au spus fac Putin, de fapt. F, S, F, C, K, P, T, N. Apoi au stabilit destinația spre iad. Și l-au plasat pe hărțile maritime într-un naufragiu pe insula Șerpilor. Asta e tare. Deci pe hărțile maritime ieri, dacă te uitai după iahtul Graceful a lui Putin, el era naufragiat în insula Șerpilor. Cu codul de identificare fac Putin. Altfel, este o distracție întreagă pentru că acum rușii gustă din, cum se spune, propria lor otravă. Pentru că au dus un război cibernetic an de zile împotriva Occidentului. Și acum diversi hackeri, în timpul lor liber, s-au gândit să le întoarcă favorul. Și le trântesc într-una site-urile oficiale. Site-ul președinției ruse a fost trântit. Site-ul Ministerului Apărării. Ce au mai avut? Și din Belarus. Diverse site-uri oficiale. Duma de stat. Canalele TV oficiale au fost hăcuite ca să difuzeze imnul Ucrainei la un moment. Înțeleg că pe canalele muzicale din Rusia se difuza muzică ucraineană. Da, intră și mai rezolv. Dacă este ceva făcut în zona online, dacă folosesc servere, intră și își bat joc. Au sper, hăcuit... Sper că le place muzica noastră și nu intră să ne schimbe playlist-ul pe aici. Au hăcuit un canal rusesc rezervat armatei. Deci aia a fost tare. Da, pe frecvența respectivă au dat... Dă numai song și așa sună. Suntem și noi acolo. Da. Bun. Mă rog, asta e atât. Și au și un mesaj. Asta, mie îmi place cum își înregistrează mesaje. Folosesc niște programe de astea de calculator care modifică vocea și sună foarte amenințător tot. Greetings, citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Mr. Putin, the ongoing invasion of Ukraine has shown that your regime has no respect for human rights or the self-determination of your neighborhoods. Asta e Dorinel de la Scara B, aici, care cu gașca de neighborhoods have been bombed. Chelariști de anonim. Au pus gărăul lui Putin. N-ai de unde să știi. Asta zic. Nu poate fi și așa. Dar a fost să n-am mai apucat să dăm. Zilele trecute era o știre, mă rog, de fapt luna trecută, cu hackerul american care s-a enervat pe Coreea de Nord, pentru că hackerii din Coreea de Nord, nu știu ce răutăți au făcut în contul lui de cripto sau ceva și s-a supărat. Și n-au făcut curat. Da. Și el s-a așteptat ca guvernul american să răspundă și n-a răspuns și atunci a luat-o personal. Și s-a apucat, nu e mare internet în Coreea de Nord, dar există niște site-uri coreene în Coreea de Nord pentru Occident, adică pentru străinătate, să vadă marile realizări ale poporului corean. Și s-a apucat să le trântească rând pe rând, rând pe rând și a anunțat că o să țină așa până când nu se știe până când. Și internetul la un moment dat. Da, de tot în țară. Exact. A făcut o grămadă de răutăți. Deci, da, există și răspuns. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.